Niciodată să nu mergi la cinema la ora 1 dimineața. Salutare băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine v-am găsit la un nou episod în care ne jucăm un nou joc horror care se numește Movie Night. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult, fraților, v-a plăcut foarte mult videoclipurile în care ne jucam jocul horror full și de data aceasta revenim cu unul nou. Și desigur că nu o să oprim episodul până când nu terminăm tot jocul. Nu uitați să apăsați pe butonul de like de subscribe și haideți să începem. Deci să spunem așa, acest joc se numește Movie Night și ideea este că, na, este final de săptămână, eu sunt foarte, foarte obosit și vreau să mă relaxez, fraților, și cum mă pot relaxa mai mult decât dacă mă duc la cinema, bro? Hai să vedem, ok. Eu, sincer, nu m-aș fi dus la cinema, m-aș fi uitat acasă la film, dar așa e jocul, până la urmă, da? Și trebuie să ne adaptăm jocului, bun. Deci, noi suntem acum pe stradă. Go to the Windridge Theater. You find I've been looking forward to this movie all month. It's been a rough week, but now I get to relax. Ok, deci este un film, fraților, la care eu voiam să merg de o lună întreagă, bro. Ok, trebuie să mă duc neapărat, bun, sunt pe stradă, trebuie să mă duc la teatrul Windridge, da, la cinemaul ăla. Ok, hai să vedem care-i treaba. Bă, v-am spus, fraților, eu nu aș fi făcut chestia asta, eu m-aș fi uitat acasă. I don't live in the safest city, but it's nice having a movie theater down the street from my home. Deși că nu locuiesc în cel mai sigur oraș, însă e foarte, foarte mișto că am un teatru de-asta unde se bagă filme fix lângă casa mea. Deci ar trebui să fiu undeva pe aici, bănuiesc. Ok, dar from another city is quite tonight. Deși că acest oraș este foarte gălăgios, dar acum este foarte liniște. Mă gândesc oare de ce. În partea asta nu pot să merg, hai să mergem în cealaltă parte. Trebuie să găsim acel cinema, fraților. Let's go, cred că trebuie să o luăm pe aici, bro. Ok. Ia să vedem. Mergem tot în față, bro, dar mi se pare super ciudat locul ăsta. Mi se pare foarte, foarte ciudat și mie că... mie că o să mă sperii. Ia vedeți, aici este? Ce scrie acolo? O, ia vedeți! Windbridge... da, Windbridge Theater. Ok, am ajuns. Sunt curios dacă mai trebuie să iau ceva din oraș sau ceva de genul. Nu, nu, cred că trebuie să mă duc direct la teatru. Bănuiesc că am bilet, am totul. Hai să vedem, bănuiesc că mă uit la un film horror. Am ajuns aici, bro. Bănuiesc că aici trebuie să mă duc, nu? Bro, ia stai. Stai că... băi, asta e, aici e exit-ul. Trebuie să găsesc intrarea la teatru. Ia, undeva pe aici bănuiesc că trebuie să mă duc. Ok, nu, aici este parcarea. Trebuie să găsesc intrarea din teatrul ăsta. Dar de ce nu este aici intrarea? Cred că e pe partea asta, nu? Ia, vedeți că acolo e și ceva. Acolo e ceva, fraților. Cred că... ia. Putem să sărim pe aici? Nu. Bă, deci înseamnă că pe aici, go to the Windridge Theater. Aici trebuie să fac ceva, bro. Ia. Cum intru? A, pe aici. Oh, băi și fete, ok. Am intrat pe la ușa aia de exit. Nu știu de ce. Ok. Am intrat în cinema. Bă, da. Bă, da, nu e cam, cam gol, frate? Nu trebuia să fie ceva mai full pe aici? Bro, ce-i asta? Aici nu trebuia să fie popcorn-ul. Ok. Avem aici niște filme. Avem filmul Dead. Avem filmul Catastrofa. Și avem filmul Ciu. Deci avem un film cu o pisică, un film cu un rechin și un film Dead care este 100% un film horror. Sper să nu aleg fix filmul horror. Ia să vedem. Aici este toaleta. Bănuiesc că trebuie să mă duc pe aici. Aici este sala de cinema. Ok. Păi și eu sunt singur aici, bro. Sunt închis ușile. Uite că acolo trebuie să mă ducă. Acolo este scaunul meu. Păi, bro, eu sunt singur la cinema? Mamă, frate, asta nu poate să fie bine, bro. Asta nu poate niciun caz să fie bine. Hai că mă așez aici, frate, dar sunt singur la cinema și mă uit la film? Ok. Ok, băi, și vedeți, haideți până la urmă să admirăm filmul. Ca să vedem ce se întâmplă, ok? Ia vedeți că se întâmplă ceva acum la filmul ăsta. Parcă mi se întunecă ecranul. Ia! Fraților. Ok. Suntem în pădure. Asta cred că e filmul Dead, 100%. Ok, e filmată o pădure. Bă, s-a auzit ceva?
Bă, s-a... Bă! Bă, 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 bă! S-au deschis ușile! Frații mei, s-au deschis ușile! Eu nu le-am deschis... Nu mă pot mișca de aici. S-au deschis ușile, eu nu le-am deschis. Mai e cineva aici? Uite! Bro! Fraților, vedeți că mai e o persoană acolo, vedeți? Vedeți persoana acolo? Mai e o persoană acolo. Ok, sper să nu facă vă prostie. Persoana aia se vede foarte ciudat. Nu știu dacă ați văzut-o. Dar... cineva râde. Persoana aia încă e acolo. Ok, mamă, bă, nu mă pot mișca, bro. De ce nu mă pot mișca, frații mei? Bă, mie e horror. Bă, nu știu dacă să mă uit la film sau să mă uit la... A dispărut persoana. Fraților, a dispărut persoana de acolo, nu mai e acolo. Suntem morți. Am murit, băi, și vede? Suntem oficial morți. Pot să plec de aici? Pot să mă ridic? Nu pot să mă ridic. Suntem oficial morți. Suntem oficial morți. Ok, hai să mă uit la film. Filmul, bro, nu prea arată nimica. Bă, unde-i persoana aia, bro? S-a mutat în altă parte? Mamă, fraților! Eh! Can I help you with something? Te pot ajuta cu ceva? Ia uite-l pe ăla! Man, și... uite, acolo e, fraților! Cică... you ruin the movie! Cică să nu mai vorbesc că ruinez filmul! Deci uite, băiatul ăla de acolo, fraților, uite, s-a mutat persoana aia acolo! Bă, da! Ăla are o mască? Nu prea văd de aici, fraților, nu se vede la distanța asta. Ăla are o mască sau care-i treaba? Eu tot mă uit la film și mă uit și la el. Ăla cred că are o mască ceva, băi și fete. Asta nu poate să fie bine. Da, deci e multe chestii, numai bine nu. Gen, pe bune, ascultați-mă. Eu mă uit la el, bă, să nu cumva să facă... vreo mișcare bruscă sau ceva de genul. Ia, ce-i asta, bro? E o ușă? Bro, a dispărut iară, man! Doamne, fraților! Bă, da, stau și eu două secunde, iau ăsta și ăla dispare. Unde e, bro? Mamă, fraților, mă, că am voie de frică! Unde e? S-a auzit ceva? E cineva aici, bro? Bă, mă sperii. Nu mă pot uita la film. Ia, iară. A apărut ăla, iară, undeva. Ia, unde e? Puteam să dau E. Bro? E. What do you want? Ce vrei? Dar unde e ăla? Uite-l acolo. Bro, ce-i cu omul ăla? Ce vrea? Dar are o mască pe față. Uitați-vă la el, că abia de se vede. Are o mască pe față. Bă, uitați-vă cum stă acolo. Bă, are o mască de porc pe față? Bă, ce vrea, bă, ciudatul ăla? Lasă-mă, bă, să mă uit la film! Bă! Frații mei, nu e ok ce se întâmplă. Bă! O secundă m-am uitat la film și l-a dispărut, ești nebun? Mamă, deci, bă, frații, eu cred că acum, următoarea dată când o să vin, o să mă moare. Pentru că era prima dată acolo, după aici și mai aproape și acum era foarte aproape. După o să se pună lângă mine. Ia vedeți că sunt unele de-astea... ridicate, date jos. Bro! Presiu... Auleu! Acest film este... hai să jucăm un joc, pentru că filmul e plictisitor. Bă, are față de porc! Și că, cum ar fi să fugi tu și să văd dacă eu pot să te prind? Îți dau 3 secunde! Bro! 3, 2, 1! No! No! Bro! Fraților, no! Bă, vine după mine! Bă! Bă, ești nebun! Bă! Fraților, ce fac? Ies de aici? Vino aici, nenorocitule. Ia. Aha. Aha, gata, l-am prins, hai! Dai! Find the key, băi, ok, undeva unde e cheia!
Mamă, frații mei! Nu-mi place! E aici cheia? Mamă, nu. Find the key, trebuie să găsiți o cheie. Mamă, nu prea văd nicio cheie, bro. Ia vedeți cheia, am luat cheia, ok. Hai, vin aici, fraiere, că după trece pe cealaltă parte, așa, hai. Haide, mă, hai. Hai tare, vină tare. Nice. Hai, dai. Pleacă de aici, Marius! Pleacă! Bro! Ce se întâmplă? Nu! Fraților, m-am intrat în baie! Bă! Ascunde-te! S-a auzit ușa! Aleluia! Doamne, te rog! Doamne, te rog! S-au pașii ăla! Frații mei sau... Pleacă! Cred că pleacă! Wow, dacă pleacă, am scăpat la milimetru! Haide-mă să vedem! A plecat, bro! Let's go! A plecat fraierul, bro! Să plec și eu? Bă, ia stai puțin, mai stau aici 10 secunde! Mai stau aici 10 secunde, că tare am impresia că mă așteaptă pe lângă... pe lângă ușă, ia! Hai că ies așa! Ok. Bă, da, m-am dus ca prostul la ușa aia. Trebuia să mă duc aici. Trebuia să ies aici, bro. M-am dus ca prostul la ușă. Get home. Du-te acasă. Bă, da, chiar trebuie să merg acasă, fraților. Mama, hai să plec de aici. Mamă, ce om ciudat, bro. Dar unde-i casa mea, man? Cam și uitat, undeva pe aici era. Pe aici trebuia să iau, bro. Mamă, ce om ciudat. Numai bine. Bă, se au chestii ciudate. Mă urmărește ăla cumva? Sper că nu. Pe aici trebuie să fie casa mea pe undeva. Fraților, sper că nu mă urmărește nimeni. Auleu! Bro! Missing! Gata, sunt dat dispărut și aici s-a terminat. Oh my god, fraților, ce joc horror că era să fac pe mine de frică. Wow! A fost un joc foarte, foarte mișto. Dacă v-a plăcut ăsta, aici este terminat jocul, fraților. Vedeți dacă dau mai imediu, mă bag înapoi. Ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episod de genul, scrieți la comentarii, bro, și acum mă întreb, uitați-vă, vedeți că ecranul de la joc e ca și cum te-ai uitat tu la un film, la un videoproiector la tine acasă. De ce n-am putut să stau acasă și de ce m-am dus la cinema? Eu am fost Marusiancu, v-am papetoi și vă urez o zi minunată. Pa, pa!